Și și voza cum eu ce-am de-am tine. Vogenja și-o înșeșin cu ambindu. Și vozai riben, și vozintiend. Ceva ce aproape niciodată nu v-am rugat, dar o să fac acum. Vă rog eu foarte mult să dați share acestui clip și să băgați fiecare cât un like exact în secundele astea. Deci mă ajută, cred că mă ajută enorm. În 8 ani, în 7 ani jumate de YouTube, cred că am spus treaba asta e a doua oară sau poate chiar prima oară, nu mai țin minte. Deci, băgați un like. Love you. Și acum o să ne facem testul de COVID aici la restaurant. La ultima noastră seară de Japonia. Acum încercăm să vedem exact cum se folosește chestia asta. Încercăm cu o boie trance, pentru că evident că totul este doar în japoneză. And now we wait. Nu avem COVID. Oyachi Chungo, ceea ce înseamnă că plec în China, dragi prieteni, pentru prima oară în istoria canalului Backpack Your Life, călătorim din 2015 și acum o să fie pentru prima oară când plecăm în China, dar înainte de a pleca în China, trebuie să ne bucurăm de acest view excepțional, această seară excepțională aici în Hakata, în Fukuoka. Uitați-vă cât de frumos poate să arate stația centrală, o țară de care o să-mi fie greu să mă despart, o țară de care o să-mi fie dor, dar sunt extrem de fericit că mergem China, Oyachi Chungo! Bună dimineața, bună dimineața! Este pentru prima oară în viața mea când vin într-un aeroport 5 ore înainte de zbor. Zborul este Fukuoka, Shanghai și vreau să povestesc care e faza cu viza, cum se poate intra în China în momentul de față, dar nu vreau să vorbesc înainte de a trece de check-in counter. Așa că see you soon, hopefully. Evident, exact ce imaginam, fata asta nici nu vorbește engleză și nici nu știe absolut nimic despre viza asta, frate. Stăm acum să scriem pe Google Translate, e bine că am venit mai devreme cu 3 ore, astfel încât să rezolvăm totul, e haos. Vă rog frumos să mă scuzați pentru câteva secunde, dar avem lumină. Dar trebuie să mulțumesc sponsorului acestui clip și anume Cambly. Băi, eu v-am spus de foarte multe ori că este extrem de important să învățați limba engleză. Limba engleză este limba prezentului și va fi limba viitorului. Fie că vrem, fie că nu vrem, în momentul de față, la nivel global, trebuie să știi, trebuie să stăpânești limba engleză, mai ales dacă vrei să faci ceea ce fac și anume să călătorești prin lume. Este a connecting language, o limbă care îți deschide o grămadă de posibilități și de aceea am ales să prezint serviciile Cambly. Cambly este o platformă specializată pe limba engleză. Nu trebuie să faci altceva decât să intrați acolo, să vă faceți cont, folosiți codul din descriere sau îl băgați manual BACKPACK55 și primeți reducere 55% dacă vă faceți abonament pentru un an de zile și veți avea acces la profesori specializați vorbitori de limba engleză. Vorbim aici de nativ, sunt oameni care vorbesc limba engleză și care predau limba engleză pentru că sunt profesioniști, iar treaba asta vă garantează
succesul. Eu vreau să le mulțumesc din suflet celor de la Cambly că au ales să lucreze cu mine și să vă prezinte serviciilor prin intermediul meu, pentru că tot timpul de ani de zile discut cu voi pe tema asta și vă zic, învățați limba engleză. Limba asta vă va ajuta enorm să călătoriți, să faceți afaceri, să cunoașteți, nu știu, să vă cunoașteți perechea prin lume. E extrem, extrem de important. Și dacă aveți copii, vă sfătuiesc să vă registrați și copiii pe această platformă, pentru că are o grămadă de chestii drăguțe acolo și tot procesul de această relație profesor-elev-student se face într-un mod extrem de interactiv. Nu uitați, Backpack 55, reducere 55%, și aveți și 15 minute de trial. Să intrați, alegeți un profesor și vedeți exact cum stau lucrurile. Mulțumesc Cambly, vă mulțumesc și vouă dacă vă faceți cont acolo. Basically, învățați limba engleză și doi la mână, sponsorul meu va fi fericit, iar dacă sponsorul meu va fi fericit, și bătrânul Backpacker Life va fi fericit. Vă mulțumesc! Deci, ce v-am zis? Deci, eram convins 100%, 100% eram convins că se va ajunge la chestia asta. Deci, evident că oamenii de aici, de la companie, habar n-au de viza asta. Habar n-au de faptul că noi avem voie să stăm, deci, până ne cheamă tipa. Noi avem voie să stăm, eu am voie să stau ca cetățean român, 144 de ore în China, în câteva orașe, în Beijing, unde a fost domnul Cristi, în Shanghai, în Tianjin sau cum îi zice, în Shenzhen, cred, în fine. Pentru a aplica pentru această viză, asta este o viză de transit, basically, tu trebuie să ai un bilet către a third country. Adică, tu nu poți să zbori, cum zbori acum Fukuoka, Shanghai, Fukuoka. Nu poți, trebuie să zbori Fukuoka, Shanghai, Galați, să zicem. Da? Este o viză de transit prin care guvernul vrea să dea acces oamenilor să intre să viziteze China, să get a taste of China și pe urmă să te duci la tine în țară să aplici pentru viză, să zici, mă, vreau să o cunosc mai mult din țara asta excepțională. Acum, regulile astea au fost foarte clare până în 2020 când a venit pandemia, după care evident că viza respectivă a fost cancelled până acum câteva luni de zile și Cristi, nu trebuie să mai spun care Cristi, așa, a fost printre primii, adică când era prin Hong Kong și când a sau Macau și când a văzut că se poate merge în China, a luat viza asta de 144 de ore. El a fost printre primii oameni care au intrat pe viza asta pentru că de-abia a fost resumed când s-au dus ei. Acum au trecut vreo 6 luni de zile de atunci și mă gândeam și eu că, bă, mai sunt o grămadă de oameni care au aplicat, care au fost această viză. E, din păcate, compania asta, Spring Airlines, care este o companie, by the way, din Japonia, care face doar tripuri în Japonia și în China, ei habar n-au de chestia asta. Ia. Stați că ne-au chemat. Hai să vedem de ce ne-au chemat. Așa. A ver. Bă, ne-au dat boarding pasurile, suntem bine. Faza tare era că gagica de la Spring Airlines vorbea în japoneză și colegul ei vorbea chineză. Ei nu vorbeau o limbă în comun, adică eu nu înțeleg cum comunicau ei acolo. Eu îi scriam în engleză, traduceam în japoneză și ea traducea în chineză pentru superiorul ei. Până am zis eu, bă, haide să rupem lanțul slăbiciunilor, îi scriu eu lui direct din engleză în chineză. Și omul a înțeles, a căutat despre viza respectivă, a văzut că da, am dreptate și nu a mai zis nimic. Deci da, trecem de immigration și ne revedem. Ceva ce întotdeauna o să apreciez la țara asta, frate, e faptul că pe oriunde mergi au covoare. Deci există o covoare, toate hotelurile, în toate... Există... Asta mi se pare excepțional. Iubesc țările care practică treaba asta cu covoare, pentru că poți să te așezi, poți să te plimbi, poți să te culci. Asta e cea mai șmecheră chestie pe care poate să o fac o țară, mai ales în hoteluri. Un hotel ce are covor e un hotel de nota 10. A fost foarte interesant că ne-au dat afară de la coadă, frate, și ne-au zis, nu, vă mergeți în față. Nu înțeleg de ce. Și ne-au dat și locuri preferențiale. Avem 1A și 1B. Eu n-am plătit locurile pe zborul ăsta, că nu am putut să le plătesc și nici n-am putut să fac check-in online, că nu pot să-l fac online. Și acum să vedem primul descălecat al bătrânului Backpacker Life în Mother China. We'll be right back.
Thank you. Bye bye. Prima oară în China, dragi prieteni. Ați auzit-o pe tipa aia din spatele meu ce țipa cum urla femeia, bă? Îmi pare rău că n-am prins exact momentul în care vorbea super, super tare. Dar da, suntem în China, sunt extrem de fericit. Trebuie să mergem acum la immigration. Din câte am înțeles, avem un counter special la care trebuie să ne oprim, nu la viza normală, la viza 244 de ore. Și în general, timpul de așteptare pentru a obține, nu știu, viza, permisul de intrare, s-a căzut sticla, așa, este de aproximativ 2 ore. Chiar sunt foarte curios să văd dacă o să se miște mai repede. Și nu știu dacă mai țineți minte, dar acum vreo 3-4 ani de zile am început eu o serie pe care o făceam. Vezi cum arătăm pită? Așa, aia cu cum supraviețuiești în aeroportul X. Și acum o să vedem cum supraviețuim în aeroportul de aici, din Shanghai, dragi prieteni. În această, foarte curată baia, în această serie, dragi prieteni, vorbeam despre lucrurile importante pe care le are, sau mai bine spus, pe care ar trebui să le aibă un aeroport. Ce anume, vorbeam despre Wi-Fi, vorbeam despre SIM-ul de internet, vorbeam despre bani, ATM-uri, card și transport către oraș. Noi avem 6 nopți rezervate aici, în zona Pudong, dacă nu mă înșel, avem un Hilton pentru 6 nopți. Trebuie să văd exact cum ajungem acolo. Am făcut niște research, ideea este că m-am pregătit mai mult decât de obicei pentru această țară și evident că domnul Cristi este responsabil cu toate lucrurile care se vor întâmpla. Nu, pentru că cu el am vorbit, evident că am și sfat, am și o părere și mi-a ieșit o grămadă de chestii, m-au așteptat cu o grămadă de informații care m-au făcut cumva să fiu pregătit în legătură cu lucrurile pe care le pot păți aici. Una peste alta, aeroportul e super drăguț. Aeroportul e super drăguț. Uitați-vă cât de mișto poate să fie pomul ăsta, frate. Arta asta digitală. Deci este absolut demențial. Îți dă așa senzația de 3D. Foarte, foarte cool. Și trebuie să văd exact în ce parte trebuie să mergem noi. Dacă puteți vedea, nu există, nu sunt deloc alți oameni, adică nu suntem singurii non-asiatici, presupun că sunt o grămadă de japonezi care vin aici, dar da, foreigners, cum numesc ei foreigners și noi numim asiatici, adică non-asiatici, suntem doar noi. Unul dintre motivele pentru care imaginea camerei, adică ce vedeți acum, este complet diferit, este că mi-am cumpărat camera asta micuță, Insta Go 3, pentru că pe aici știu că lucrurile sunt destul de complicate. A, uite, trebuie să mergem cu trenul, frate. Uite, mă, mergi cu trenul 40 de secunde. Adică nu ți arată în cât timp vine trenul. Așa, la ăștia e destul de dubios cu filmatul. Și vreau să fiu, nu vreau să ne băgăm în probleme. Ok, am ajuns. Hai să vedem acum unde este immigration, mamă, deci am zis eu că, frate, suntem acolo la intrare, adică aveam primele locuri. Am zis, au, să fie super lejer, frate, suntem la intrare, avem locuri, sigur, adică avem primele locuri, sigur ajunge imediat, pe dracu. Prima chestie dubioasă este pe aeroportul ăsta, bă, n-am văzut niciun magazin. Ce drept, suntem la zona, n-am trecut de immigration, dar mod normal, sau, uite, sunt magazine aici jos. Dar asta e probabil că deja după ce ți-ai făcut chestia cu viza. Asta e părerea mea, mi se pare că e gol, pare așa cum ar veni abandonat. Este un aeroport enorm,
este al doilea, cred că după Beijing, Buda e mai mare, ăsta e mai bine conectat. Adică noi am plătit pe zborul ăsta 170-180 de dolari de persoană, cu tot cu bagaj, cu Spring Airlines. Uite-ți aici cât de frumos. Vreau să mergem, dacă mergem la hotel în vreo 2 ore, ieșim și mergem la treabă. Pentru că nu e foarte mult timp, nu avem enorm timp aici, ca să ne cât să facem toate chestiile pe care vrem să le facem. Și visa undeva e văd. Așa, uite, acum văd. Noi suntem, iac, foreigners, foreigner print, ia să vedem. Aici zice că trebuie să ne luăm amprentele. Haideți să vedem ce înseamnă foreigner. Intrăm frumos aici. Si. Ah, please scan your passport. Îl pasaporte. Ia, un secundită. Nu știu ce vedeți voi acum, sper că se vede cât de cât decent. Deci o chestie incredibilă. Frate, este super șmecheră treaba asta. Deci acum sunt așa foarte low profile. Deci asta îți detectează limba și dacă are limba ta băgată acolo, îți vorbește în limba ta. Am auzit pentru că Valeria, în momentul în care a văzut pașaportul, i-a vorbit în spaniolă. Iar chestia asta mi se pare, n-am mai văzut-o nicăieri, n-am mai întâlnit în viața mea așa ceva. Foarte interesant. Hai că am trecut de immigration și Valeria a zis super bine. Quanto dijiste antes que nos vamos a demorar una hora. De la camera aqui. Exact, una hora, e una hora fă. Da. Deci ne-au pus ăștia o grămadă de întrebări. A fost super tare că, bine, e marfă că pot să vă vorbesc fără să mă filmeze. E excepțional treaba asta, nu știu cât de dreaptă e camera. Va trebui să mă obișnuiesc cu ea. Așa, e super tare că m-au întrebat ăștia, s-au uitat pe pașaportul meu și mi-au zis, m-au întrebat, bă, de ce ai viză de Turcia? Bă, ești nebun, viză de Turcia, frate. Am fost în Turcia 2 zile în 2020, înainte de pandemie, și în 2021 când mă duceam în Ucraina, la fel vreo 2-3 zile, că eu nu cunosc deloc Turcia. Frate, și m-a luat aia la întrebări, nu știu ce ne-a dus, m-a dus și pe mine și pe Valeria, ne-a luat și ne-a dus undeva în spate, acolo, să ne întrebe, să uite peste pașaportul meu, peste pașaportul ei, foarte multe confuzie, dar am fost singurul oameni care a aplicat pentru această viză, deci eram doar noi doi în situația asta cu viza de 144 de ore, nici n-am apucat să verific chestiile, ce spuneam, cum supraviețuiești în aeroportul X, dar mi-am adus aminte că procesul de immigration era important în această serie și bă, la immigration super ok, foarte respectuoasă lumea, extrem de atenți, extrem de corecți, au vorbit frumos, mi s-a părut tare că a venit un tip de la security să verifice pașaportele și când le-a luat să plece mi-a zis, I take your two passports, adică a declarat chestia asta și pe când a venit a zis, I give your two passports, exact așa a zis în engleză asta, dar foarte, foarte treabă, oamenii foarte înțelegători. Și acum ne-am dat seama că eram la un locul greșit, nu e al nostru și vreau să văd de unde? Unde este al nostru, frate? Că era cu aceeași companie, cu Spring Airlines, ăștia, cu care n-am zburat niciodată. Da, i-am luat special pentru că știam că fac turele astea. Ăsta e de Vietnam. Ăla e al nostru. Și să vezi că și bagajele noastre sunt aruncate pe undeva, pentru că asta e o problemă majoră la immigration tot timpul. Pentru că tu stai mult la immigration și în momentul în care stai mult la immigration, evident că ăștia trec cu bagajele tale și uitați-le. Bossul meu e aici, că să mă apuce de carici. Bueno, tiempo récord, en menos de una hora en realidad. Menos? Menos de una hora, sí, porque llevamos una y algo. Deci am fost mai rapid decât ora, am fost în vreo 40 de minute am trecut. Hai să mergem acum afară să vedem ce alte chestii de Wi-Fi și așa mai departe. Să vedem cum. Deci exact acum am trecut de tot și suntem oficial în China, in this very second. No, thank you, thank you. Vor așa să ne vândă taxiuri, să ne dea tot taxiuri, dar noi vrem să mergem cu maglevul, cu trenul. Avem trenul ăsta de ultra mare viteză pe care vrem să-l luăm aici. Și asta este, frate, primul descărcat al Backpacker Life în China. Ia. Avem o problemă, trebuie să rezolvăm chestia cu internetul. Ne-am cumpărat două eSIM-uri. Faza este că cu cele două eSIM-uri avem nevoie de Wi-Fi și în momentul de față nu avem Wi-Fi. Decât dacă suntem la un chioșc sau ceva de genul ăsta. Uite, dacă m-ar fi chemat. Mi amor. Mira, tu e Joe. Yang Jiao, Sang Su Park. Tu e Joe.
Evident, frate, că de ce poți să faci lucrurile simple când trebuie să le complici? Mai bine să le complici, nu? Deci nu putem să ne conectăm la Wi-Fi pentru că ne trebuie un cod special. Și codul respectiv luăm de la niște mașini, niște machinite, azi ne-au zis, și trebuie să mergem undeva astfel încât deci am nevoie de internet pentru a-mi activa. Eu știu că acum Cristi râde și zice, băi, i-am zis ăsta, nu știu ce. Am nevoie de internet pentru a-mi activa eSIM-urile. Dar cred că o să fac altceva, frate. Nu, nu, că nu la vie, entonces. Deci o să facem alte chestii. O să scot SIM-ul meu de România de Digi, o să mă conectez cu SIM-ul meu de România de Digi, astfel încât să primesc codul unic ca să pot să intru pe Wi-Fi și de pe Wi-Fi să pot să activez eSIM-ul. Asta este când... Am văzut că erau SIM-uri și aici în aeroport și nu erau SIM-uri, dar nu știam că ai varianta peței. Și uitați, ăsta este SIM-ul meu de Digi. Trăiască Digi, frate, SMS-ul punem aici. Deci trăiască Digi că mi-a luat semnalul instant, ceea ce e bine. Deci am avut cu Digi, mi-a mers excepțional în ultimii ani. N-am avut niciun fel de problemă. Stați că nu o să vă zic numărul meu de telefon. Știu că vreți să mă sunați, să-mi spuneți chestii de mamă, de nu știu ce. Știu ce faceți, frate, n-am chef. Hai să vedem ce cod îmi trimite acum. Hai să vedem dacă îmi trimite codul. Am filmat telefonul, frate. Am filmat numărul de telefon, ce prost sunt. Nu. Nu știu dacă e de la Digi, nu știu dacă e de la mine. Ideea este că nu primesc SMS-ul. Nu primesc SMS-ul, nu pot să mă conectez la Wi-Fi. Și până m-a zis Valeria, bă, mă conectez puțin la datele mele, mi-l validez și până asta e. Până îmi dă ea mie puțin hotspot. Și asta e că pentru a face să-ți meargă eSIM-ul, ai nevoie de conexiune la internet. O chestie cât se poate de normal. Și noi acum nu avem conexiune la internet. Și nu înțeleg de ce. Deci am reușit acum să activez, să conectează la internet. Faza este că nu, la Vale nu primeam mesaj și am intrat eu repede, nu știu cât o să-mi iau. Acum mi-a trimis, aveam vreo 10 mesaje de la Cristi, mulțumesc, boss, o să plătesc 300 de euro. Tu mi-ai zis mie să nu strimi mesaje că ești acolo în Costa Rica și că... Nu știu că trebuie să zic că ești acolo în Costa Rica, dar cred că e ok. Bă, nu e în Costa Rica, am glumit. Așa? Și mi-a zis, bă, nu trimite că n-am net, eu trimiteam poze cu mine, cu niște bătrâni în pana mea, niște o grămadă de prostii. Și mi-a zis, bă, nu mai trimite poze ca nebună. Și acum îi zic eu, bă, nu mai trimite că plătești 500 de euro. 20 de minute mai târziu. Stai că nu știam dacă filmează. 20 de minute mai târziu am reușit. Deci avem internet 5G cu VPN, astfel încât să pot să folosesc, pot să folosesc WhatsApp, pot să folosesc ce vreau eu, mamă cât de șmecher. Deci avem, o să vorbim despre treaba asta, că aici în China știți, WhatsApp-ul e blocat, Facebook-ul e blocat, totul e blocat. Dar ăsta este un SIM special pe care l-am cumpărat de pe Get Your Guide, n-am niciun fel de combinație cu ei și vine cu VPN incorporat. Am 4 sau 5 giga pentru astea 5 zile, că noi stăm 5 zile, deși am făcut-o, o să vă povestesc că am făcut o greșeală, puteam să stăm mai mult. O să povestesc imediat ce am făcut. Acum, pentru că știți că Backpacker Life e prost, scoatem SIM-ul de România, nu vreau să-l țin, și băgăm aici. Adică nici nu folosim și îl pregătim, îl punem aici, lângă ăla din Japonia, pe care o să-l folosim când ne întoarcem, pentru că avem turul Backpacker Life prin Japonia și vom folosi SIM-ul. Dar da, suntem bine, bine, decide later. No, thank you. Mergem acum către Maglev, trenul la șmecheri de viteză. Cu ăla vreau să mergem către, către centrul orașului. Vedeam cu Valeria că a fost mai greu să ne facem internetul, frate, decât la Immigration. Deci, încă o dată vreau să-i mulțumesc lui Cristi, din suflet, pentru că el m-a pus la curent cu o grămadă de chestii de aici. Și de aceea mi-a ridicat foarte mult așteptările vis-a-vis de problemele pe care le pot avea la Immigration.
Și de aia mi s-a părut că tot ceea ce mi s-a întâmplat la Immigration și cu internetul și tot a fost de 10 ori mai ușor. Dar asta pentru că eram foarte, foarte activat. Deci eu mă activase și asta e bine. E mult mai bine să activezi pe cineva decât să zici, da, boss, nu se întâmplă nimic. E, acum mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost situația invers. Să vin eu aici în Shanghai și să zic că, bă, e super chill. Și să cum se duc în Beijing pentru că sunt două orașe complet diferite, cu probleme complet diferite. Să zic că, da, bă, chill, du-te acolo, n-ai nicio problemă. Pula, ajungea acolo, nu reușea nimic, săracul. Vrem acum să schimbăm niște bani și mă uit aici, 100 de dolari înseamnă 727 de yuan de ăștia. Și vreau să văd acolo în față, mă uit, pentru că puteți să vedeți voi că n-are zoom asta, cât ar costa. 7000, a, e perfect. Da, 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 e super bine. Si? E super bine, da, da. Hello. Hello. Can I have 200 in process? Si. We want to change $200. Yes. One second. 100. Și se schimbe și Valeria 100. Passport? Okay, may I have your passport? Yes, one second. ¿Tienes dos? No, solamente uno, que cambio... No, mi pasaporte. Sí, lo tengo. Okay. Hai să vedem. Your passport. Deci nu exagerez, mai mult am stat la bani și la internet de la, la Immigration. La Immigration a fost blană, bravo China. Love you China. $200, this is today, and a Chinese student signature and a telephone number. Yes. Thank you. Stați că trebuie să semnez aici pe chestia asta, frate, te ți vedeți și eu. Thank you. Thank you. And 0.6. Perfect. Nu am înțeles nimic. Pardonne, nu. Thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye. Tenemos la plaza. Sí. Tenemos que compartirla en el... Mm-hmm. Ciudați rău, adică chiar mi se pare că s-au mișcat foarte încet, extrem de încet, deranjant de încet aici la Exchange. Am fost să întrebăm pe cineva cum ne conectăm la Wi-Fi și mi-a pus un de la, cum are Cristi, la Vasco, traducătorul ăla, frate. N-am înțeles nimic, zicea în engleză, you need to go to, zis, lasă, mai bine, stăm fără, când n-aveam Wi-Fi, eu mă refer. Și acum trebuie să luăm biletele. Să vedem dacă găsim ceva. Că zice că vine o dată la 30 de minute. Ia să vedem, suntem la mașină, să văd dacă de la asta mă lasă să cumpăr. Ah, da. Ia să vedem dacă ne funcționează. O să vă povestesc eu care e faza cu Alipay-ul. Hai să verificăm, să vedem dacă funcționează Alipay-ul, frate. O să vă explic ce înseamnă într-un vlog dedicat. Asta e mulțumită la fel lui Cristi, că dacă nu-mi spunea de treaba asta, că pot să trebuia să folosesc WeChat-ul, nu ajungeam eu. Ia să vedem. Acum îi dau scan to pay. Ia. One click. Păi și cum plătesc dacă vreau să plătesc, nu? Ia să vedem, cam a ajutat. It's not so good, ok. So dear, it says I have to wait or what? No. So it didn't show anything actually, it's a name of app. But the thing is, like, you just use that to scan and then you can pay it. Yeah, maybe can try again. I could try again. Okay. Yeah. Eso que está. Esta aplicación donde Alipay. Sí. Deci am reușit, cred. Cred că am reușit. Salía menos. Sí. Deci este mai ieftin dacă iei... Sale menos porque viajamos. Con el ticket, claro. Yes. Ok, thank you so much. Y te dio vuelta. Thank you. Ah, no, no, here. Ok.
there? Yes. Thank you. Deci care e combinația? Dacă ai bilet, că ai zburat aici, costă mai puțin cu 20 de yuan. Habar n-am cât înseamnă un yuan, sincer să fiu. Hai să vedem. Deci pot să plătesc cu Alipay, o să vorbim despre chestia asta, am trimit un cod pe Digi ca să-mi verifice cardul pe care l-am pus, nu contează. Vorbim despre chestia asta. Vorbim pentru că este mega interesant. Haideți să vedem cât am dat pe trenul. 100. Deci trenul a fost... Oh. E pare să zic, e 6 dolari pe persoană el tren. 6 dolari pe persoană. Deci doar 6 dolari? Mamă, e super bun prețul, ești nebun. Bă, dar asta e trenul? Trebuie să vedem. Asta e trenul ăla super rapid? We get on now? Thank you. E trenul ăla care merge cu 500 la oră, bă. Hai să vedem cum se prezintă. Da. De ce am ajuns la tine? Si, se cred că si. Ia, hai sa facem mai intai. Stati mai intai sa ne... sa plece trenul. Arată foarte interesant, foarte curată stația. Da. Foarte curat, foarte mișto. Asta e ala care merge cu 400 la oră, frate. Hai să vedem. Și acum cred că plecăm. Eu vreau să văd exact care e diferența. O să mergem cu trenul pe aici, o să facem o grămadă de chestii interesante. Am un itinerariu bine, 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 bine pus la punct pentru că timpul e scurt. Dar chiar sunt curios să văd cum se prezintă trenurile ăștia în țară în comparație cu Japonia. Că ăștia cu maglev, nu știu la cum revine că nu pe rută, asta au atins 503 km la oră, undeva prin 2004-2005. Tu te compre un ticket. Hai să vedem în cât timp va merge trenul ăsta la 400 la oră și cum se comportă. Sau 500. Da, ăsta este trenul de cum îi zice, pe distanță scurtă. O să mergem cu ăla extrem de comod. Am văzut ca un bullet train ăștia de notă 10, foarte, foarte, foarte comod. Așa aici. Bine, ăsta dacă e să-l compar cu transferul din Japonia, din Narita până în Tokyo, da, ăsta este pe afară și poți să vezi orașul. Uite-mă plin pentru că vreau să vă arăt oamenii, mi se pare mai interesant. Ia să vedem aici. Bă, suntem în China, frate. Mi se pare ireal. Ia să vedem ce viteză prinde acum. 243. Hai, boss. Să vedem până la cât mergi. 270. Hai. Foarte drăguț trenul, n-am ce să zic, foarte, foarte, foarte simpatic. Hai să vedem, am încercat cu Uber-ul, frate, și cred că funcționează Uber-ul, dar nu sunt convins 100%. Trebuie să vedem. Ăsta, în mod normal, merge mai repede, dar pe alte rute. Când o să mergem pe rutele alea șmechere, probabil că o să se comporte cumva altfel așa, dar nu pierdeți din vedere unul dintre vlogurile următoare în care o să vorbim despre trenuri și o să luăm cel mai șmecher tren care există prin China. Foarte mișto, frate, chestia asta. Ah. Foarte mișto treaba asta cu... asta cu trenul. Deci am ajuns în sub 10 minute, cred. Și acum trebuie să vedem unde ajungem. Maglev tickets, entrance tickets. Ce linie trebuie să luăm? Că nu, deci eu nu înțeleg. Trebuie să ieșim cumva, nu-mi dau seama. E destul de complicat cu metrou și o să vă explic
de ce acum încercăm să vedem dacă e o variantă prin care să putem găsi un taxi. Pentru că nu avem acum chef să ne băgăm în metro, vrem doar taxi și trebuie să găsim exact o variantă prin care să putem prinde un taxi. Nu știu ce mai de greu să vorbesc. Mergem până acolo afară și ar trebui să fie, nu? Că de pe altă aplicație nu avem cum să chemăm. Sí, pero no podemos pasar, tenemos que ir enfrente. No, nu putem să luăm taxiul de aici, că trebuie să ajungem exact pe partea cealaltă de unde vin taxiurile. Da, nu știu de ce am ajuns noi aici. Ia, hai să traversăm prin partea asta. Acolo în față, da. Acolo în față. Mi se pare interesant că suntem doar noi, nu mai nimeni. Agea în frente. Deci doar noi folosim taxiul, frate, suntem singurii nebuni care vrem să folosim taxiul în China? Ar fi ceva. Haide că aș încerca să mă agață un boss. Da? Hai să vedem aici. Avem cash. Uite cu ce mașină, Rove. Ce mașină e asta, mă, Rove? N-am auzit în viața mea de așa ceva. Trebuie să vedem acum cum îi zic eu adresa lui boss-ul ăsta de aici. Ia stați puțin, să ne dăm seama. Hello, ni hao. Hello. Ni hao, ni hao, ni hao. One second. Hilton Pudong, stați să-i arăt exact unde stăm. Yes. Okay. Yes. Hilton. 央视，这个都不是，这个不是邮轮，这个不是。 Para, bancame que voy a usar translate mejor. No, problema este că nu înțelege adresa, că n-am adresa în chineză. Asta e problema majoră. Translate. Că se uită boss-ul. Să vedem aici. Ok. Deci prima chestie... Aha. Mi se pare interesant de tot, frate, că taxiurile astea de aici n-au nicio legătură cu alea din Japonia. Da, încerc să-mi dau seama cum s-ar folosi aplicația asta MapsMe, frate, că nu-mi dau seama. Încerc să mă prind. Mi se pare haot, că rău. Hei. 25. Yeah. Ok. I don't know. One second. I'll give him 20 or 50. It's okay. Thank you. Sure, sure. Gracias. Thank you. A ver. Oho. Și tocmai am ajuns la hotel, frate. Mi-a scris lui Cristi că noi ne bucurăm de China pe coduri. Că la noi... No, no, no. This one I take it. Yeah, okay. Dale la otru, mi-am. This, if you can help. Gracias. Ah, okay. Thank you. Si, si, si. Perfect. Mamă, deci hotelul, știți cum arată boss aici? Ia fiți atenți. Ia uite-l, frate! Dita mai hotelul, boss. Haideți să vedem cum se prezintă și până o să plecăm la plimbare. La cărat. Let's go fast. Săracul băiat, ajută pe Valeria, care nu Valeria ăla? Que gentleman, nu? Si. Deci duce Valeria bagajul ultim, uite aici, frumos. Hello. Uite că aici e check-in, nu? Deci nu ne arăta locația pentru că suntem în, cum îi zice, pe Google Maps nu e foarte accurate. Informația pe care o dau nu este cea mai accurate și de aceea diferența poate fi de vreo 200-300 metri. Dacă cauți pe Google Maps, se apară același hotel de două ori în două locuri. Asta pentru că nu funcționează cum trebuie. Dar noi avem VPN, în care putem să folosim, nu trebuie să instalez Surfshark, cu care colaborez, by the way.
nu trebuie să fac nimic. Noi l-avem ăsta luat printr-o combinație Hilton, nu? Am dat super puțin pe undeva la $45 pe seară, e mega ieftin, dar că trebuie să lași depozit. Îți iau niște bani de acolo, hai să vedem dacă se descurcă fata asta cu Revolutul. Sper să da. Stai că evident că nu s-au descurcat, au încercat să ia banii, să bage cardul, să nu știu ce, nimic, ești nebun. Deci n-au reușit nimic. Le-a dat cu virgulă, le-a dat cu virgulă cardul meu de Revolut. 5,000 yuan. Took it out there. Da, deci lor nu le arată că mi-ar fi luat banii de pe card, dar mie mi-a luat banii de pe card. Deci nu e cum zice ei, e cum zic eu. Că doar nu suntem chinezi. Ați înțeles de pan. Cătălin de pan, master. Melon. Frico, uite, frico. Melon. Mm-hmm. Uite, un suc de melon. Hai că mi-au luat ăștia de două ori banii, frate. Mamă, ce frumos ăștia ce dormi ăștia. De două ori. Deci da, mi-au furat banii de două ori, dar mi-au zis că mi-i dau înapoi. Să avem încredere în chinezi? Avem încredere, frate, în chinezi, că sunt băieți. Hai să vedem, că hotelul e frumos de afară și din camera aia principală, pe noi ne-au trimis în spate. Ia uite, frate, grădină. Trebuie să mergem încolo. Dacă sunt West Wing, Center și East Wing, da, e enorm, deci e absolut enorm hotelul ăsta. Uitați-vă ce grădină, bă! Mamă, deci bucuria aia pe care o ai când vii într-o țară nouă despre care nu știi nimic și pe care o ai de la zero, cât mă enervează că nu putem să stăm și noi. O să mergem aici, în vreo 2-3 zile. Mă enervează că nu putem să stăm și noi o săptămână, 2-3 săptămâni ar fi stăt în țara asta. Vedeți-vă, totul e mare, frate, exagerat așa. Adică e big. Nici nu știu dacă suntem bine pe aici. Frate, nici nu știu dacă am ajuns bine pe aici. Unde e liftul? E pe femeia asta? Deci nu înțeleg. Aici din nou mașinile alea drăguțe. Și totul să intre lift. Zice aici, dar n-am văzut etajul nostru. A, de la 5 până la 30, mă. Noi suntem la 12. Ia, hai să vedem. Trebuie să-i dau ceva bani lui boss-ul ăla. Ok, come on. Ok, ai zis și ăsta să vină cu noi. Lui boss-ul. I just have like this. It's okay, thank you so much. Bye, thank you. Ma. Ia să vedem, frate, la ăștia poți? Ăștia nu se sinucid. La ăștia ar trebui să te lase. Nici ăștia nu te lasă. Pone el aire, mi amor. Está prendido? Ah, pero recién, ¿no? No, ia. Dați să punem aerul ceva mai mic. La 19 grade. Bă, deci cam asta a fost și cu drumul nostru. Până în... Cam asta a fost și cu drumul nostru până aici. Nu uitați de Cambly, dragi prieteni, sau Cambly, mai bine spus. Cambly sau Cambly, nu știu exact cum se pronunță. Le mulțumesc foarte mult pentru faptul că au sponsorizat și că sponsorizează călătoriile lui Backpack Your Life. Urmează videouri interesante, noi acum ne spălăm. Bine, valele, că eu nu mă spăl. Așa? Și după care, pac, ne îndreptăm către locurile mișto, către tot ceea ce înseamnă Shanghai. Nu o să stăm doar în Shanghai, avem 6 nopți aici, dar nu vrem să stăm toată perioada. Vrem să facem 2 day trips-uri. Unul către Nanjing și unul către Suzhou, cred că se numește un sat din ăsta foarte interesant pe care vreau să îl explorez. Love you and see you in the next one. Sau cum se zice în chineză? Stați să vedem cum se zice în chineză. See you in the next one. Să dau cu voce. And see you in the next one. Yeah. 下一篇见. 下一篇见.